Acest program vă este oferit de Superbet. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spun Radu Buzeanu și Mihai Mironică. Astăzi continuăm seria controverselor noastre legate de subiecte din sport aici la Badaba, nu? Pentru că așa ni se întâmplă de cele mai multe ori, nu reușim să cădem de acord asupra unor chestiuni importante. Și ce chestiune mai importantă decât Rapid FCSB să existe, Radu, în acest weekend? Bună ziua tuturor și nu numai. E o chestiune extrem de importantă și mi se pare destul de evident ce se va întâmpla. Sigur, te poți uita la meci, dar te poți uita ca să-ți confirmi o așteptare. E clar că n-are cum Rapid, cu tot dragul față de această evoluție a ei pe scara socială în ultimii ani. N-are, domne, cum e. Adică e un moment în care se va stabili o limită. Se va stabili o limită. Toate au o limită, domne. Eu zic că are cum să o împiedice pe FCSB să câștige. Are cum. Nu prea are cum dacă te uiți la contextul în care se desfășoară lucrurile, și anume te uiți la arena asta plină. Ei nu sunt obișnuiți să joace cu un stadion atât de mare plin. Sunt obișnuiți să joace cu un stadion mic plin. Știi care e chestia? Că va fi mare plin acum tot cu ei. Deci dacă văzut. E tot cu ei, atunci... Trebuie văzut, adică e de regulă nu se umple cu Arena Națională când sunt două echipe din București, cu suporterii echipei organizatoare. Vin de la toate, din toate felurile de suporteri. Că nu te gândești că toți suporterii FCSB-ului sunt în peluză. Majoritar vor fi rapidiștii și vor crea atmosferă. Sigur că și FCSB va avea suporterii numeroși acolo, dar... Da. Cred că cei de la Rapid vor domina în tribune și detaliul acesta îi va ajuta să nu piardă meciul acesta cu FCSB. Dar... Și aș vrea să-ți aduc aminte că în istoria recentă, Rapid a tot capsat-o pe FCSB. În istoria decentă ne dăm seama și că la un moment dat se încheie. Că adică toată seria e cea mai relevantă. Toată seria asta la un moment dat se încheie și asta e un argument în favoarea ideii că va câștiga FCSB-ul astăzi. Pentru că domne, există un parcurs, adică când am dat avea o dominație față de Dinamo, știi, era chestia. Și Dinamo se mobilizase, mi-aduc aminte un meci în Ștefan cel Mare, domne, trebuie să-i bate Dinamo, bate. Și am dat să pierdu, că l-am dat să încheie, domne, deci n-ai cum să o ții așa la nesfârșit. E clar că a avut un ascendent în ultima perioadă. FCSB nu mi s-a părut convingătoare, chiar dacă rezultatele au fost de partea ei în ultima vreme, nu au avut jocul convingător. Da. Și cred că lucrul acesta până la urmă, adică dacă a reușit să câștige atât de greu cu Botoșani și cu alte echipe mai mici, nu o văd câștigând cu domnul Rapid. Mironică, mie îmi place să lucrez cu cifre. Văd aici ultimele trei meciuri ale Rapidului. Așa. Politehnica Iași 3-1 cu Rapid București. Da. Rapid București cu UTA 4-1 în Giulești. Foarte important. Păi, în Giulești e altă echipă. Mereu în Giulești e altă echipă. Arena Națională va fi Giulești. E greu de făcut. E greu de făcut din Arena Națională Giulești. Trebuie să tai trei sferturi de ea. Mă rog, Universitatea Craiova Rapid 1-1 etapa trecută. Deci pare totuși o echipă cu o traiectorie sinuoasă. 1-1 la Craiova, pe terenul echipei atât de bune și cu arbitrii în tricoul Craiovei. Cu arbitrii craioveni, olteni. Cu arbitrii olteni. Da. Deci chiar și tu ți-ai dat un mic autogol, ca să zic așa, cu invocarea acestor rezultate, pentru că atunci când este vorba de București, vedem cât de puternică este, 4-1 cu UTA, și când e vorba de plasări, totuși ultima... Cred că e vorba de stadion, nu de localitate. Deci, eu nu zic că Rapid va câștiga, dar dacă reușește să facă jocul bun pe care l-a făcut cu Universitatea Craiova, Rapid nu va pierde nici cu... Dacă reușește să facă jocul bun... Ce vreau să spun e că nu se va încheia campionatul înainte de începerea sezonului. Aici ai adus un play-off-ului. Te-ai dat autogol, m-a dus să scot mingea de împartă, te-ai băgat în poartă, pentru că tocmai acest argument este cel care cântărește cel mai mult în spinarea rapidiștilor când vor alerga pe teren, ideea că se poate termina campionatul, deci au o presiune enormă la care se adaugă un stadion enorm cu care nu sunt obișnuiți și în circunstanța asta nu e greu să cred că vor reuși. Va fi presiunea asta. Eu cred că ei sunt mulțumiți și cu locul 2, la cum a început acest sezon. Ah, bine. Da, okay. Nu cred că sunt disperați să câștige campionatul, plus că există această senzație pe care e centenarul, domnul Mironică, trebuie să câștige. Că viitorul este al Rapidului. Viitorul și CFR-ul tot al Rapidului, știu că e. Dacă înțelegeți ideea. Până la viitorul este al Rapidului, să rămânem în prezent în prezentul ăsta dramatic pe care locuim. Trebuie să adaug faptul că dacă te uiți la echipa la FCSB, domnule, revine Olaru, revine tandemul ăsta, dar pleacă sigur din apărare. Ghezana.
Înghezeana. Și cred că plecarea lui Înghezeana din centrul apărării este mai problematică decât întoarcerea lui Olaru, pentru că la Olaru s-a văzut că FCSB a mai avut alternative la linie, în linia de mijloc. Dar în apărare nu prea există alternative. În afară de capitanul echipei naționale a României, nu mai există alternativă. Așa și Gică Popescu a fost capitanul național al României. Cam așa este și Vlad Chirica. Și el este capitanul național al României undeva în trecutul destul de îndepărtat. Nu deja. E chiar atât de îndepărtat, adică în meciuri, în partea... Suficient de îndepărtat cât să nu mai aibă relevanță pentru acum. În tur a jucat enorm de bine. Deci dacă Vlad Chiricheș joacă titular în această parte în locul lui Înghezeana, eu nu zic că FCSB va juca în 10. Eu zic că va juca... va juca Rapid în 12, pentru că Vlad Chiricheș va juca la Rapid, nu că va fi doar așa FCSB în 10. Ce pot să spui că va juca Rapid, adică din prima că am văzut care acest gen de a demara. Dar asta e iarăși o chestiune, tu ni-l descrii pe Vlad Chiricheș de acum 7-8 ani, 10 ani, va juca Rapid, Rapid în dreptul lui. Bine, de acum un deceniu. Trebuie să remarcăm că scopul lui în viață este să ajungă la acest turneu final. Asta este după și motivul pentru care a venit la FCSB. FCSB. Vlad Chiricheș nu are nicio legătură cu turneul final al campionatului european. Faceți acuzații greu. Eu capitanul cred că chiar națională. S-a terminat cu el la echipa națională de tot ce turneul final al campionatului european. Capitanul echipei naționale. Poate să vorbim capitanul așa. Echipei naționale. Te poate Dumnezeu. La meciul lui de retragere. Da. Dar cred că FCSB va juca cu Ovidiu Popescu și cred că este decizia înțeleaptă să joace cu Ovidiu Popescu. Adică l-ai pe Rahmani, un jucător care mai degrabă e de contraatac. Așa. Și tu acolo mi-l pui pe Ovidiu Popescu, un jucător care nu e obișnuit să joace fundaș. Da, dar care alergă mai bine decât Chiricheș. Alergă într-adevăr, mai bine spui. Decât Chiricheș, alergă mai toată lumea. Dar e accidentat într-adevăr. Atât mai mult. Și eu am alergat mai bine decât Chiricheș, dar în condițiile în care el e accidentat. Dar trebuie să remarcăm totuși acest aplomb pe care îl are Rahmani, care are o limită, în sensul în care, te aduci aminte că exista această comparație la perioada în care era derbiul acela de România Steaua Rapid și la Steaua atacant era FCSB, Steaua era atunci, încerc scuze că intervin, pe această cale, la juca Iacob, Victoria și Iacob sau Vali Badea. Victoria și Iacob părea că nu prea dă goluri, dar favoriza foarte mult jocul colectiv. Vali Badea era mai degrabă cel care dădea și goluri, dar era mai pe contraatac. Pe Rahmani l-aș pune în zona Vali Badea. Adică nu mi se pare totuși genul care... Nu e rău, Rahmani Vali Badea, nu mi se pare că... Îl depreciază pe Rahmani. Aduce și Romeo Surd un pic, dacă vrei să... Asta zice că are mai multe goluri decât Romeo Surd. Deci tu vrei să spui că Rapid vine cu câini surzi la vânătoare. Eu spun că nu o să fie chiar așa. Eu cred că Rahmani este nici mai mult, nici mai puțin decât cel mai bun atacant din Superliga. Este un super atacant pentru Superliga României. Depinde de joc. Care-i jocul? Păi așa o să fie jocul, că tu spuneai că de contraatac. Păi așa va fi și FCSB este cu posesia, cu presiunea, cu așa mai departe și o să vină Rapid frumos pe contraatac și o să vezi Rahmani, o să fie muzică de Rahmani nou. Să nu fie Rahmani de la Napoli, să nu fie apărătorul FCSB-ului, să nu fie al cincilea apărător. Pentru că aleargă foarte bine și... poate să apară și în apărare și în... Aici alergă, am o problemă cu ceea ce spune... de fotbal nu aici e aici am o problemă cu ceea ce spune Gigi Becali, că el îl apreciază pe Rahmani, dar nu-i place de el. Și zice, eu vreau un atacant de tip Alibek să fie puternic și combinativ. Nu vreau pe contraatac. Ei bine, eu vreau pe viteză. Mie îmi place mai mult pe viteză, ceea ce în cazul lui Alibek sau genul acesta de atacant puternic. De echipă mică. Nu... Domnule, mai pe viteză, mai pe reacție, deci mai pe apărare și apoi fuguța la mie atac. Mie îmi place pe viteză și de aceea cred că Rahmani este de dorit unui atacant de tipul celui pe care vrea să-l aducă Gigi Becali. Bun, acum uite-te și tu, că mă pui să aleg. Adică îmi dai senzația că totuși avem de ales. Dom'le, uite, există și atacanți care sunt și pe combinații și puternici și pe contraatac, gen Florinel Coman. Adică tu îmi limitezi proporția, îmi spui, dom'le, ori așa, ori așa. E ca în discuția aia, dom'le, decât un bărbat sărac și frumos, mai bine unul bătrân și cu bani. Păi, stai, dom'le, există și tineri cu bani. Adică există și varianta asta, uite, Florinel Coman. Dar să spun, adică la Rahmani avem doar varianta în care, domnule, aleargă contraatac cu tare. Aleargă, marchează, este dezinvolt în posesia balonului, este un atacant cum FCSB nu are și îndrăznesc să spun cum nu are nimeni numit, în Superliga României. Păi Florinel Coman, tu îl compari cu Rahmani? Nu, vorbeam de atacanții mai centrale așa. Da, sigur că Florinel Coman este și el ceva special,
dar nu, Și va juca, Rapidul va juca cu rezervele FCSB-ului? Adică... Întreb. Da. Mă, aici, na, joacă, dar eu cred că, de exemplu, o rezervă a FCSB-ului, cum ar fi fost într-o vreme Iulian Cristea, e mai bună decât rezerva FCSB-ului, care va intra în locul lui Ingezana în meciul acesta. Dar vezi că aici trebuie să, într-adevăr, aici e un argument în favoarea Rapidului, în sensul în care toate echipele, foarte multe echipe din prima ligă, beneficiază de acest aplomb al jucătorilor care au fost la FCSB și au dragi pe ei, vor să arate că s-a greșit în privința lor. Uite de la Voluntari, rață ăsta că intră pe teren, face catatalea cu FCSB-ul. Adică, e bine Rățoi, a? Rățoi, da. Și la Farul Constanța, domnule, toți sunt o grămadă de jucători respinși de FCSB care vor să arate s-a greșit cu privința asta, o să-i arăt. Și nu le-a arătat sezonul de care au greșit. Da, păi asta spun, dar are acest prejudiciu, pentru că Becali ia jucătorii, încearcă și aruncă. Și ăștia rămân cu dragi pe ei. Am ceva de contrazis și la această afirmație ta, pentru că Florinel Coman chiar era de aruncat. Deci au fost vreo 2 ani, cel puțin, după accentarea groaznică din meciul cu Bacica Topola, în care Florinel Coman era un jucător lamentabil. Și a venit Rapid, prin intermediul lui Adrian Mutu, sigur pe banii lui Dan Șucu, și a dat un telefon lui Gigi Becali, 2 milioane de euro pe Florinel Coman. Mie mi s-a părut atunci că Florinel Coman era de împachetat și de dus în spinare până în Giulești, pe banii pe 2 milioane de euro. Însă Gigi Becali, apropo, de ce spui tu? El a avut răbdare și uite acum Florinel Coman este bombă de jucător. Și nu e vorba numai de bani, pentru că bani mulți a dat și pe Andreea Companiu. Adică nu e ca și cum am dat bani mult pe el, trebuie să-l țină. Deci foarte bine aici. Uite, în sfârșit reușim să și cădem de acord. Hai să ne potolim cu acordul ăsta. Da. Deja ne stricăm stilul, dacă suntem așa de mult de acord. O să intru în dezacord. Am ceva de contrazis și din ce ai spus mai devreme, că era o vreme în care FCSB Rapid era derby de România, ai făcut apel la acea epocă, 2005-2006-2007. Dan Șucu merge mai departe, spune că și acum este derby de România acest Rapid FCSB. Da. Și eu cred că derbiurile astea mari, clasico, să zicem așa, în fiecare țară nu se schimbă după un sezon, după două, după o formă de moment. Adică, știi cum e vorba aia? Forma este temporară, clasa este permanentă. Și după părerea mea, Steaua Dinamo rămâne orice ar fi clasicul nostru, derby de România, sigur cu denumirea acum de FCSB contra Dinamo. Rapid mai are de niște decenii de făcut performanță la nivel ca să poată să ia locul unei de aceste formații. În anii 90 era derby echipa lui Lucescu Rapidul cu echipa lui Stoichiță. Nu, ăla era un derby de conjunctură, dar clasico, derby de România, acela suprem este FCSB cu Dinamo, că FCSB acum... Domnule, iar începeți cu perioada comunistă, dar nu vă mai potoriți cu comunismele astea, domnule. Incredibil. Și aș vrea să-ți aduc aminte că de câțiva ani Manchester City cu Liverpool este cel mai tare duel din Premier League, dar Manchester United cu Liverpool rămâne clasicul acolo. Mi-ai luat argumentul și tragi cu el ca și când a fost o perioadă, când Barcelona a mai șchiopătat sau mai știu eu ce, dar Barça-Real rămâne clasico. Și așa e în fiecare țară. Adică vreau să rămâi la Premier League. Că tu ai tras cu argumentul meu, mi-ai luat mai dezarmat și ai început să tragi în tine cu argumentul meu. Păi stai un pic, lasă-mă pe mine să trag cu el. Păi nu, lasă-mă pe mine să trag cu el. Premier League, cum adică? Manchester United, acum derbiul e Manchester City, Liverpool. Păi acum e derbiul. Eu nici nu m-am uitat acum. Suprem, ăla care traversează epocile și care va rămâne meciul. United cu Liverpool? Când e City cu Liverpool, toată lumea e încremenită. E liniște pe străzi și în România. Dar când joacă Manchester United cu Liverpool, lumea e, domnule, păi e un meci, sigur, un meci. Păi nu știu, o fi liniște pe străzi în România, după cum îți imaginezi, dar Manchester City nu poate să-și umple stadionul propriu. Și nici măcar nu are un stadion foarte mare, știi? Adică asta cu liniștea... Continuați cu jignire la adresa. Sigur, Rapid FCSB în acest moment este meciul. Este derbiu, da. Dar este, cum spuneam, în acest moment, și în anii 90 era, și în anii 2000 a fost. Adică e o tradiție construită. Dinamo are, nu știu, are niște momente practic foarte izolate în care a mai constituit ideea de derby. Dinamo poate să aibă un derby foarte serios și puternic cu Steaua din Liga a doua. Acolo, da. Acolo. Apropo de Steaua din Liga a doua și toate încurcăturile astea pe care le avem în exprimare când trebuie să vorbim despre derbiul etern, că FCSB cu Dinamo, cu Rapid, noi gândim-ne de fapt la Steaua cu Dinamo. Rapid. Există un demers al echipei de avocați pe care o are
FCSB, da, în Spania, la Oficiul European de Mărci, de denumiri de chestiuni de genul acesta. Cum că se va înregistra acolo FCSB Rapid, FCSB Steaua, pardon. Da. Deci această, se va înregistra brand, foarte rapid această... Se va înregistra foarte rapid acest brand FCSB, da, Steaua. Și această denumire, dacă ei vor avea câștig de cauză acolo, va fi valabilă în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România. Deci în România, ei speră prin acest demers în Spania să obțină acest nume FCSB Steaua. Un pic stupidă ideea. Ți se pare stupidă? Mi se pare strălucitoare ideea. Mi se pare un pic stupidă ideea. Adică ei înțeleg că invocă ideea că nu s-a mai întrebuințat acest brand Steaua vreo 5 ani și au revenit cu el. Da, sau... da. Păi este argumentul suprem. Nu l-au mai întrebuințat ăștia este de la definiția, acum. Este definiția mărcii. Dacă nu o folosești 5 ani, da, este literă de lege. Atunci decade. Problema nu e când au problema e că o folosesesc în halul în care o folosesc acum. Deci nu, acum o folosesc. Era mai a fost o epocă în care mai mult de 5 ani... Era protejat. Mult mai mult de 5 ani. Era protejat brandul nefolosindu-l decât ce se întâmplă. Și eu mă aștept pentru că în România, da, înțeleg că acest argument forte al celor de la FCSB este ignorat în sala de judecată. Da. Eu mă aștept ca undeva în Europa, în Spania în particular, dar undeva în Europa, să se judece mai temeinic, fără, nu știu ce, impresie, intervenție, ministerul, nu știu care, de forță și așa mai departe. Și acolo oamenii să fie detașați și să zică... Păi are jurisdicție și pe România, tribunalul la care face apel? Se cheamă Europa. Da, am înțeles. Acolo unde au ei jurisdicție. Și noi, știu că poate regrez cu acesta, poate ți-ar plăcea să fim într-un alt spațiu, dar noi suntem în Uniunea Europeană. Suntem în Uniunea Europeană. Dar acum, apropo de tribunale, vezi că am avut câștig de cauză la tribunal și Simona Halep are devenita noastră. Acum e din nou, ne-a luat Simona Halep până apoi. Până acum era a familiei ei, a părinților, care uite-te și tu în ce situație. A antrenorilor. A cine vrei tu? Al Muratoglu. Luați-o de aici. Acum din nou suntem emoționați, Simona noastră. Uite, acolo sunt telespectatorii noștri, urmăritorii. Așa. Vreau să le spui, domnule, într-adevăr, am avut această dezbatere cu Radu și uite, a avut dreptate în urmă cu vreo două săptămâni când a zis... Tu nu ai niciodată dreptate, cum să ai vreodată dreptate. Când a zis că Simona Halep va avea câștig de cauză. Poate pe chestiuni legate, știu eu, de alianțe între partizani, poate acolo să-ți nici dau acolo. De dreptate. Și nici acolo, atenție. Și nici acolo. Da. Eu păstrez semne de întrebare în privința acestei povești cu Simona Halep. Nu pot să nu remarci niște lucruri care acum sunt trecute, sunt trecute undeva în spate sub preș și înțeleg că sărbătorim cu lăutari, da, cu muzică macedonească, lăutărie mare. Da. Că da. Simona Halep, sigur că este un lucru foarte important că ea revine pe teren și a ispășit o pedeapsă foarte dureroasă, foarte nedrept de îndelungată, poate, dar... Eu nu pot să nu remarc aceste semne de întrebare care nu mai sunt acum privite în spațiu public. Și anume, ce caută acest Roxa Dustat, care, da, despre care auzim că a ajuns absolut accidental în Simona Halep, ce caută el pe linia de fabricație a unui supliment nutritiv? Spune Simona Halep că ea a înțeles că atunci când se face amestecul ăla pentru suplimentul pe care l-a luat ea, e posibil să fi rămas ceva înainte. Da. Deci cum poți să vii un asemenea argument? Adică, problema principală a fost cantitatea. Și cum să ajungi să faci o comandă de la așa ceva care folosește roxadustat și a rămas un pic de roxadustat acolo pe fundul cazanului pe care se face următorul supliment. Această suspendare enormă de 4 ani a fost cantitatea înregistrată în sângele ei, care văd că până la urmă cantitatea înregistrată în sânge a picat ca probă, fiind o proastă gestionare a unor, da, românași. Și unde asta? În România. În România. Deci au, da, reușit să facă nulă acea probă de sânge în România. Păi nu, asta e un argument, dar nu, aici sunt oameni superficiali. Ce, da. Bun, oameni, acum... Eu așa mi-imaginam. Care-i scopul nostru? Eu așa mi-imaginam că la Academia Muratoglu, care este cea mai costisitoare și cea mai tare din lume, deci dacă te duci să-ți ia antrenor de acolo, e ca și cum ți l-ai luat pe Guardiola, da? Deci eu mă duc și l-angajez pe Guardiola, deci care e cel mai scump și cel mai bun. Da. Mă,
cum fix acolo s-a întâmplat să ia acest supliment care i s-a de dat, pe fundul cazanului mai trage și niște roxadustat? E ca la colectiv. Când care roxadustat, înțeleg că este extraordinar de rar și nu poate să ajungă, el fiind o substanță sintetică, pe fundul unui cazan unde se mai amestecă aluatul și pentru... E ca la colectiv când se făcea o vină oamenilor care au intrat acolo, dom'le, dar n-avea avize cu tare locul respectiv. Tu când intri într-un local, nu te-a pus să ceri toate avizele. Tu intuiești că ai o oarecare estimare asupra acelui loc determinată când de intri într-un local, autoritățile locale. Când intri într-un local care arată cum arată și unde lumea este atât de multă, îți asumi un risc. Îți asumi un risc, dar autoritatea locală care a garantat că plătești taxe ca să vină tot felul de organe ca să cerceteze. De-aia a plătit această... Eu, de exemplu, am fost la un concert cu Michael Jackson, unde se... S-au strâns toată România acolo pe Stadionul Național și am fost aproape să mor. Adică am înțeles, se poate să-ți asumi niște riscuri la evenimente de genul ăsta. Tu creditezi totuși o autoritate locală că își asumă și ea niște riscuri, că își asumă și ea locul respectiv, că de-aia plătești taxe. Tu de-aia l-ai plătit pe muratorul și academia ei lui. Că își va asuma omul că, dom'le, ce-ți dăm e foarte în regulă. Tu n-ai un laborator să verifici. A dispărut total din discuția noastră pașaportul biologic despre care ni s-a fost spus. Păi a dispărut, a fost scos din argumente, nu? Ca și când a dispărut, păi, ca o minune. Nouă ni s-a tot spus că operația la nas pe care a suferit-o, pe care a făcut-o Simona Halep, nu poate avea o influență atât de mare asupra fluctuațiilor parametrilor din pașaportul biologic. Acum ni s-a spus, gata, de la operația de nas. Doamne, singura suspiciune pe care eu o am, o dețin... Eu păstrez doar niște semne de întrebare. Sigur. Nu particip la acest cor... Eu păstrez un singur semn de întrebare. Luminii care a apărut deodată. Ne bucurăm pentru că Simona Halep, sperăm că ea să aibă din nou un nivel cât de cât bun al jocului. Dar semne de întrebare. Eu am un singur semn de întrebare. Rămân cu niște semne de întrebare. Semnul meu de întrebare este coincidența. Pun așa cap la cap două informații și foarte simplu. Acest roxadustat sau cum dracu. Roxadustat. El ce face? El determină o creștere a masei musculare printre altele, da? Și vedem că această Academia Muratoglu a determinat o creștere a masei musculare a celeilalte campioane pe care o gestiona acolo, și anume Serena Williams, sigur, foarte cinstită, foarte cinstită, spre diferență de a noastră, care e cum e. Asta e singurul meu semn de întrebare. În rest, am doar aplauze și semne de exclamare. Aplauze, semnele mele de întrebare se leagă și de faptul că nu vedem nicăieri ca pe fundul unui cazan să mai fi rămas și pentru alt sportiv o urmă de rux adustat. Deși sunt tot felul de jucători în aceștia. Nu am mai rămas și pentru a consuma tot rux adustat. Că ea înțeles că rămâne undeva pe fundul cazanului niște rux adustat. Ea nu e chimistă. Ea nu e chimistă. Așa i s-a spus de către aceasta. Pe noi ne interesează să găsim vinovat. Vinovatul e Academia Muratoglu. Este că nu vedem niciunui jucător, niciun jucătoare. Deci, și sunt mii de jucători care participă în circuitele astea. Nu vedem să li se întâmple ceva accidental de genul acesta, un roxadustat atât de rar să ajungă pe fundul unui cazan, unde se face un alt supliment. Și, de asemenea, nu vedem să-i se fi întâmplat asta Simonei la 19 ani, la 21, la 24 de ani, când alerga bombă. Deci, i s-a întâmplat acest ghinion la 31 de ani, când cantitatea, jocul ei, care se bazează în primul rând pe deplasare, nu prea mai se bazează în primul rând pe academia care își asumă cantitatea, pe efortul pe care îl ajută roxadustat. Cantitatea și intenția. Asta cred că au adus la... Faptul că n-a fost cantitatea pe care se miza la început și, doi la mână, e clar că n-a fost nici intenția. Deci aici, de-aia am ajuns la 8 luni deci de 4 ani. Deci nu uita, FCSB nu va câștiga diseară, ca să avem așa o concluzie. Și noua ediție de Badaba nu va fi Radu. Marți de la ora 10 pe YouTube ProSport, pe Facebook ProSport, pe TikTok ProSport, pe site-ul ProSport. Vă așteptăm să ne urmăriți și la următoarea ediție și să vă dați și voi cu părerea în privința acestor teme pe care eu Forța și Radu rapid. Ne certăm. Forța rapid! Numai bine! Giureștenii! Acest program v-a fost oferit de Superbet.